Rușii au început marea ofensivă pe frontul de est din Ucraina. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, soldații lui Putin au recăpătat inițiativa și atacă puternic în regiunea Lugansk. De altfel, numărul forțelor și al echipamentelor rusești este mult mai mare decât anul trecut, iar ritmul atacurilor în regiunea Lugansk a crescut considerabil în ultima săptămână, spun specialiștii Institutului pentru Studiul Războiului în cea mai recentă analiză a situației din Ucraina. Discutăm despre subiect alături de domnul Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă. În direct acum cu noi. Bună ziua și mulțumesc pentru această intervenție. Bună ziua, vă mulțumesc. Domnule Mateiu, ne așteptam la o ofensivă puternică în primăvară, cel puțin așa fusese anunțată, dar dacă e să ne luăm după analiza făcută de Institutul pentru Studiul Războiului, aceasta a început deja și a început în forță. Se numea ofensivă de primăvară generic. În realitate, rușii sunt obligați să înceapă ofensiva acum, atât din motive politice, Moscova are nevoie de victorie cât mai repede, cât și pentru faptul că ucrainenii vor primi tancuri. Rușii știu că peste 2-3 luni vor avea în față un corp de armată de blindate și infanterie mecanizată ucraineană. Și atunci ca ei care au mobilizat, se pare că au mobilizat între 200 și 300 de mii, cum spunea Jaluzin, generalul Jaluzin, acolo la ei, în Ural, unde nu vedem, i-au pregătit, e adevărat că sunt pregătiți și, să spunem, sumar și cu echipament relativ neperformant, dar au adus din remize tancurile lor și le-au dotat cât au putut și au început ofensiva acum. Sunt presați și de faptul că s-ar putea ca în curând temperatura să crească peste 0 grade și terenul nu va mai fi propice pentru tancuri. Mă refer la cross-country, adică la mișcarea bidimensională, ieșirea de pe șosea. Dar spuneați, domnule Mateiu, că sunt conștienți de faptul că în 2-3 luni Ucraina va avea tancuri, echipamente militare puternice pe care le va afișa și le va folosi până la urmă împotriva armatei ruse. Dar ce înseamnă 2-3 luni până când Ucraina va avea toate aceste echipamente? Foarte probabil, planul rusesc, cel puțin în faza inițială, este gândit realist. Militarii și-au impus probabil punctul de vedere pentru ocuparea Donbasului. Se potrivește cu obiectivul minim al puterii de la Kremlin, acea eliberare a Donetskului și Luganskului. În aceste condiții, acțiunile de până acum au o logică, dar sunt direcții separate în clipa de față. Avem acea înaintare de la pe linia din Lugansk, Zvatove, Kremina, și de la Kremina rușii încearcă să vină în sens invers, după ce au fost alungați de la Izium, Liman Izium. A doua este Bahmut, unde Wagner au reușit la Soledar, acum sunt trupe regulate, care avansează și chiar dacă Bahmutul nu era un punct important, devine o bază de plecare spre Kremina și Sloviansk pe magistrala M03, axa principală de atac. Iar aici în sud avem două acțiuni, una mai mică, întotdeauna Rusia au încercat să împingă de lângă orașul Donetsk pe ucraineni, care au poziții chiar lângă oraș și pot să bată cu artileria în oraș, la Avdiivka, și a fost și Pisky care a picat masiv, câteva localități exact lângă Donetsk, bine fortificate. Cel mai la sud este Vuhledarul, unde rușii atacă. În clipa de față, cele mai mari atacuri avem pe această axă Bahmut. Bahmutul probabil va pica, ucrainii vor fi obligați, mai ales că deja e orașul înconjurat din trei părți, și la Vuhledarul, unde nu au avut succes, au avansat puțin, dar au avut pierderi foarte mari. Cum credeți că vor evolua lucrurile în următoarele săptămâni, în condițiile în care, în această analiză, cea mai recentă a situației din Ucraina, făcută de Institutul pentru Studiul Războiului, se vede cum ritmul atacurilor, cel puțin în regiunea Lugansk, a crescut considerabil doar în ultima săptămână? Rușii au redevenit inșiși, în sensul în care au luat-o bătrânește și își respectă doctrina. Au primul eșalon care testează și acolo unde acele valuri umane, dar vom vedea în ce măsură le vor folosi, pentru că Wagnerul și-a cam terminat muniția umană, deținuți numai din așa în trupele lor. De aceea vor fi atenți și cum vor ataca cu acest prim eșalon și unde vor găsi structura, vor încerca să intre cu eșalonul 2, să atace în adâncime. Au mobilitatea relativ redusă rușii acum, pentru că nu mai au echipamentul pe care l-au avut la începutul războiului. Ce își vor dori este ca aceste direcții devină convergente, să ajungă la cele două orașe importante, Sloviansk și cu
cel de la sud de Zoviansk, și să ajungă la obiectivul politic, am eliberat Donetsk și Lugansk. Mulțumesc, domnule Sandu Valentin Mateiu, pentru această intervenție și pentru discuție.